crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, marele premiu astăzi valorează 800 de euro. Plecăm de la 100. George știe răspunsul la toate întrebările și ne ia banii. George, bună dimineața! Salut, George! Bună dimineața! Bună dimineața! De unde ești, George? Din Slatina. Slatina? Din Slatina? Slatina. Mai aveți măsline în Slatina? Iartă-ne, glumim și noi de măslinele lui Luca. Nu mă supăr, mă supăr. Nu te supăr, gata. Ești foarte serios așa și ne-am speriat. Ce faci la ora asta? Ce faci la ora asta, George? Beau o cafea. Acasă? La un prieten. La ora asta? E foarte drăguț, să știi. Ai rămas de seară sau? Nu, am venit de dimineață. Am înțeles. Ce sunteți voi doi sau mai e încă cineva cu voi? Nu, noi doi suntem. Am înțeles, pe el cum îl cheamă să-l luăm în calcul? Mircea. Mircea. Deci George și Mircea. Asta este echipa participantă de astăzi. George, tu cu ce te ocupi? Liber profesionist. Am înțeles. Cu de toate. Uite, vezi, are avantaje. De aia faci vizite la 8:30 dimineața. La 8:30 și la o cafea la un prieten. Mă apun la prânz la un mic cu bere. Bine. George, dacă ia și 100, 200, 300, 400 de euro astăzi, și-a făcut deloc. Da. Bine, George. Multă baftă. Hai să începem. Da. 100 de euro. Prima întrebare n-are cum să încurce doi bărbați. Pentru 100 de euro, băieți, trebuie să-mi spuneți ce țară a învins România vineri la campionatul european de handbal feminin cu un gol marcat de Bazaliu în ultima secundă? Spania. Te-ai uitat la meci? Da. Păi, mai sperai? Are timp. Cum a fost? Mai sperai? Sincer, nu. Și știi că acum au fetele șanse să meargă și în semifinale. Uh-huh. Da, mai greu. Nu mai e greu, trebuie să învingă Muntenegru și pe urmă Germania. Da. Da, asta cu Muntenegru e... Formații mai puternice. Da, da. Păi na, e campionat european. Ce să faci? Sunt semifinale în joc. Hai, 100 de euro ai luat-o. Prima 100, iată, George. Ce facem cu ea? O dublăm. E sigur? Da, foarte sigur. Mă, cine e? Eu în locul tău m-aș opri. Bine, hai să continuăm. Da, sigur. 200 de euro. George, ți-a plăcut matematica? Da. Cât așa. Lui Mircea? Deloc. Deloc. Hai că îmi place de voi, fiți atenți, că nu e greu. E din matematică, dar e mai de demult, e mai veche asta. Mai veche, dar e clasică. Fii atent, George. Teorema lui Pitagora spune că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu... Cu ce egală? Pătratul ipotenuzei? Ca la școală ai răspuns, ai întrebat, de fapt. Ești idolul meu! Bravo! Nu prea mi-a plăcut matematica, dar teorema lui Pitagora n-ai cum să nu știi. Mâine fizică, legea lui Arhimede? Nu, dăm în cuantică direct, că uite... Da. Singura rugăminte e să nu băgați chimie la treaba asta. Așadar, 200 de euro ai, George, în momentul de față, poți să dublezi. Poți să dublezi. Hai, George, hai să te văd. Ce-i în mână, nu-i minciună. Poți, măi. Sau ce-am avut și ce-am pierdut, că ziceai mai devreme. De data asta mă opresc. Vezi? Păi mai devreme erai viteaza, cu un minut jumate. M-ai speriat cu matematica. De ce? Păi tocmai dacă ai trecut, de ce ți-a fost frică? George. O consultare din priviri cu Mircea. Ia vezi, ce hotărâți acolo. De ce ți-a fost frică, ai trecut? Vreau până la 200. Sunteți preciși? Da, sunt deciși. Ce o la fiecare câte o sutică? Da. Hai, bag o cafea? Da. Bine, te întrebăm pentru ultima oară. 200 sau 400? 200. 200 de euro ai câștigat, George, în dimineața asta. S-a cunoscut teorema lui Pitagora. Să rămână pentru masă.
Hai să vedem. Pește bun. Hai să vedem pentru... George, dacă nu prea ți-a plăcut matematica, teoretic ți-a plăcut mai mult româna, nu? Oarecum. E, și atunci următoarea întrebare ar fi fost pentru 400 de euro din literatură. Și anume, cine a scris romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război? Cred că dădeam pe lângă. Adică nu, da. Adică da. Cred că nu știam răspunsul. Am înțeles. Păi atunci ai fost inspirat. Felicitări. Mai bine că v-ați oprit. Ai luat 200 da. De euro. Mai mult... Mai multe, mai multe mâine, cafele. Mai multe mâine dimineață în deșteptarea. Mai avem întrebări pentru 800 de euro, dar asta mâine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.